Bună ziua, doamnelor și domnilor! 30 mai 2016, ore 17:10. V-am invitat la firul ierbii pe strada Unirii numărul 2A din Daraban. Chiar în fața trotuarului meu se toarnă asfalt, beton. Doamnelor și domnilor, fantastic e să vedeți totul de la nivelul ierbii. Așa cum v-am spus în filmulețele anterioare, oamenii știu să lucreze și nu lucrează oricum, oriunde, ci au tehnică și mai mult decât atât profesionalism. Dacă n-ar fi moldoveni și ar fi ardeleni, ar lucra tot la fel de bine. Dar eu n-aș mai fi un jurnalist entuziast care să-i laude. Eu nu laud pe nimeni, i-am criticat, i-am înjurat. Numai eu știu, doamnelor și domnilor, câte înjurături am tras 26 de ani de zile pentru că guvernanții României n-au știut să ia niște bani și să dea și de lucru la oameni și să facă din drumurile noastre artere europene. V-am mai spus și în filmările anterioare, ăștia nu sunt profesioniști, ăștia să chinuie într-adevăr să facă o treabă bună de calitate. Vă invit la următoarea filmare când se va termina asfaltarea acestei străzi. Vă mulțumesc!